În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da. Iubiți credincioși, trăim într-o lume în care toți vor să-și imprime câte ceva. O anumită ideologie, un anumit gând și chiar ascultam mai de ună zi pe cineva care vorbea despre post și spunea cam cum se pune problema și de punct de vedere medical și cum că este bine pentru o dezintoxicare și pentru multe alte beneficii. Și parcă ar fi fost lângă mine cineva în momentul în care ascultam explicațiile acestea, mi le repetam pentru că mi se păreau interesante pentru vremea aceea. La câteva zile mă întreabă cineva, părinte, aveți un argument pentru mine ca să țin post? Pentru că bineînțeles că în prima învățișare mi-a venit în cap, tot eram pregătit, ca să zic așa, mi-a venit în cap să-i dau acele argumentări ca să satisfacă. Dar în momentul în care am fost să deschid gura să-i răspund, parcă am simțit că nu e cazul. Și anume, i-am zis altceva. I-am spus, dar de ce trebuie să avem beneficii de la lucrul pe care îl facem? Uite că postul este așezat tocmai ca să nu avem beneficii deloc. Pentru că trăim într-o lume în care noi vrem numai beneficii. Adică ne trezim de dimineață ca să avem timp să le facem pe toate. Tot ceea ce facem în spate trebuie să aibă neapărat un lucru care să ne așeze în față. E bine, și m-am gândit să-i spun omului franc că un post nu se ține pentru beneficii. Și atunci ce credeți? Mi-a dat el argumentele pe care eu tipul de trebuia să le spun lor. Vă imaginați cât de ridicol aș fi fost dacă eu i-aș fi dat de argumentele pe care el deja le știa? Și mi-am dat seama că a făcut foarte bine, că i-a deschis o altă perspectivă a postului. Fraților, noi nu ținem post ca să ne meargă bine sau să arătăm bine, ci ținem post pentru a ne subția gândirea. Pentru a face și un lucru mai anevoios. Pentru a face și un lucru altfel decât facem în celelalte zile ale anului. Postul este, într-adevăr, ceva deosebit. Și vă spuneam că Mântuitorul întotdeauna ne invită să cercetăm, să batem, să cerem. Dacă cerem în timpul postului să ne subțiem mai mult gândirea și ridicarea noastră la alte sfere, cu siguranță că Dumnezeu ne va da. Dacă noi însă cerem ceva mărunt, cu siguranță că ne va da ceva mărunt. Tot ceea ce cerem noi, ne dă Dumnezeu. Imaginați-vă să-i cerem lui Dumnezeu lucruri de la o zi la alta. Ne va da lucruri de la o zi la alta. Dar viața noastră nu este făcută numai de la o zi la alta. Viața noastră are linii foarte mari. Are niște tușe îngroșate, altele mai fine. Și de aceea trebuie să luăm aminte ce cerem, ca aceea vom primi. Mântuitorul ne învață despre rugăciune că atunci când cerem, trebuie să cerem ca și când am aflat, ca și când am primit și vom avea. Ca să zic că dacă vrem să avem ceva, trebuie să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat deja. Ce putem să cerem lui Dumnezeu? Să spunem așa un lucru important. Să depășim un anumit obstacol. În momentul în care cerem, ca și când am depășit deja momentul acela, trebuie să cerem mulțumind lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că am înainte un necaz pe care deja, cu puterea ta, îl voi depăși. Așa se cere. Dar să vedem mai departe ce trebuie să aflăm. Zice, căutați și veți afla. Acum depinde ce căutăm. Dacă vom căuta explicații omenești, dacă vom căuta să înțelegem pe cel de lângă noi, greșim din start. Nu asta trebuie să căutăm noi. Trebuie să căutăm să ne înțelegem noi, să ne înțelegem pe celălalt. De exemplu, acum vreo 2-3 săptămâni,
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de viață, spuneam oamenilor că mă pregătesc pentru un alt capitol din viața mea, să fiu bunic. Și am spus așa, fraților, să știți că într-o casă nu este loc de două generații, decât dacă este un bunic cu un nepot. Trebuie să sară cumva din schemă un element de legătură. Și după câteva zile am fost abordat de către niște tineri care mi-au apreciat foarte mult cuvântul, pentru că ei vreau să plece și ei de la casa părintească și n-aveau loc de tot felul de explicații ale părinților. Inclusiv niște calcule economice. De ce să vă duceți voi mai departe când aveți voi aici să stați lângă noi, să ne hrănim noi cu zilele voastre fricte? Și voi cu ale noastre. După care n-au mai trecut multe zile și m-au abordat niște părinți de copii care apreciau altceva din ceea ce spuseți eu. O apreciați în aia cu nipoții să stea împreună. Și atunci mi-am dat seama că omul află ceea ce caută. Trebuie să fii foarte atenți. Mintea noastră este selectivă și trebuie să știm neapărat ce căutăm în viață. E clar, nu trebuie să căutăm să înțelegem înainte de a căuta să acceptăm pe cel de lângă noi și să acceptăm situația. Acum, să nu credeți că trebuie să acceptăm neapărat orice. Dar dacă cineva, de exemplu, să o luăm așa de fiecare zi, șeful vine la tine și spune, băi, lucru cu tare nu e bine. Acum, dacă ne ducem și spunem, șeful, nu vă supărați, ziceți cine ce nu e bine, greșiți de stat. Pentru că el oricum nu știe că e bine sau e rău, pentru că are în fișa postului să fie șef. El a aflat de la altcineva că n-a făcut bine o lucrare. Vă imaginați în ce situație puneți dacă îl întrebați ce nu e bine, când el nu știe ce nu e bine. Și atunci nu mai încercați să vă uitați, bă, dar ce nu o fi bine? Mai urmează ca atare, deci nu e bine. O fac din nou. Putem să o facem lucrarea respectivă exact cum am făcut-o și prima dată. Și atunci va spune șeful, ei, vezi, acum e bine. Gata, vă dați înapoi și mergem mai departe. Asta înseamnă să nu căutați să înțelegeți cât să încăutați, să acceptați lucrurile respective. Deci și mai departe mai este acel principiu pe care Mântuitorul îl ne-l așează. În afară de căutați și veți afla, ne spune, bateți și vi se va deschide. Acum depinde unde batem. Depinde la ce ușă batem, pentru că s-ar putea ca la ușa la care batem, de la ușa respectivă, deschizându-se, să nu iasă cine credem noi. La un moment dat, dacă cerem ajutorul cuiva, acela poate că ne întreabă de ce îi cerem lui ajutorul și începem, cum zice francezul, qui s'excuse s'accuse. Cine se scuze, se acuză. Și începe, păi vreau ce putare. Zice, păi, dar de ce nu ai putare? Și încep și îți dai seama că n-ai bătut la ușa care trebuie. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți că viața aceasta și mai ales momentul acesta al postului ne învață să fim atenți. Să fim atenți că ni se dă orice, dar depinde cui cerem. Că ni se deschide orice ușă, dar să știm la ce ușă batem și mai ales ni se dă răspuns la toate, dar trebuie să știm ce să întrebăm. Acesta este, de fapt, rostul postului. Nu este nici pe departe vreunul de a ne ține mai sănătos sau mai bun. Pentru că dacă urmăm sănătatea, urmăm sfatul medicului. Adică de ce să-i mâncăm noi pâinea? Să spunem, nu mai avem nevoie de medici. Nu, trebuie să fie nevoie de toate. Dacă noi ținem postul ca să ne ferească Dumnezeu de tot felul de nenorociri, din sat am ieșit, pentru că postul nu pentru asta se ține. Dar dintre genul ortodoxiei nu este de a ne feri de necazuri, ci de a ne căli să trăim alături de ele, să trăim cu suferința. Nu venim la Sfântul Maslu neapărat când ne doare un picior sau ne doare capul sau o mână. Pentru că dacă venim așa, n-am făcut nimic. Îmi aduc aminte de cineva, de un preot de la care am învățat multe, care îmi spunea, am fost preot la țară vreo 7 ani de zile, spunea părintele. Deci toată lumea era într-o anumită ritmicitate și într-un ritualism pe care nu o să-l găsești niciodată la oraș.
Și mă întâlnesc cu un vecin de-al meu și din vorbă în vorbă, cum îți mai merge Babe Ioane, părinte, toate bune și frumoase, dar găinile am început să moară. Cred că o să te chem săptămâna viitoare să-mi faci o sfeștanie la casă. Fraților, dacă așa se pune problema, să nu confundăm lucrurile. Pentru că noi nu ne rugăm numai ca să se mulțească găinile. Nu ne rugăm numai așa ca să fim sănătoși, să nu mai dăm cuantă medicamente, ci ne rugăm ca un mod de viață. Să ne obișnuim cu lucruri frumoase și plăcute. De aceea ținem și post, așa cum am spus, de aceea venim și la Sfântul Maslu, de aceea venim în seara aceasta aici. Și dacă ne uităm așa în jurul nostru, suntem exact aceia care trebuia să fim aici. Pentru că de aici până acasă încep ispitele. Tocmai pentru ispitele mersului spre casă, ne pregătim noi aici. Începem și când ajungem în scara locului, vedem că întreținerea pe care noi o consideram, nu știu cum, este mult mai mare, că s-au scumpit nu știu care și că, de fapt, urmează să se facă niște lucrări la boxă și noi credeam că se fac la acoperiș. Și de aici încep tot felul de jonglerii ale diavolului pe care ni le arată și se spună, ai văzut? A început postul. Păi bineînțeles că nu ne așteptăm de la altceva când începe postul. Dar acum nu să fim cărcătoși și zicem, Doamne, păi iar, dacă începe postul, încep și necasurile. Vedeți, încet, postul trebuie să ne șlefuiască, astfel încât să mergem mai departe. Ce putem noi să facem atunci când vedem acea listă cu datorii? Putem să o schimbăm? Nici de cum. Putem să ne certăm degeaba pe nervii noștri, pe sănătatea noastră, și nu am rezolvat nimic. Dar un om care știe să se concentreze și să țină un post și să facă o rugăciune, cu siguranță că atunci când va fi în fața unui eveniment anunțat, așa zis că românește, pe sub centură, să spună, da, asta este pentru mine și să îmi verific acum posibilități să văd de unde iau într-o parte și într-alta, pentru că omul, dacă este supărat, ia decizii greșite. Dacă însă e cu mintea limpede, știe că nu trebuie să-și consume energie certându-se cu cineva care nu-i va da dreptate niciodată. Și trebuie să ia lucrurile așa cum spun. Dacă începe și spune, păi nu, că eu vreau să înțeleg de ce s-a făcut kilocaloria, nu știu cât, când nouă mi s-a zis că o să se scumpească de la 1 aprilie. V-am dat un exemplu. Dacă începem cu acest fel de calcule, cu siguranță că suntem între cei care căutăm, dar nu căutăm unde trebuie. Căutăm și vom afla. Ce vom afla? Că am pierdut timp. Sau batem la o ușă, la administrator. Batem la ușă și când vine de acolo, iese zmeul. Lăsați-mă în pace, că asta este situația, una alta. Și nu am făcut nimic. Am mai sculat și încă vor 2-3 vecini și zice, iar facem ăla, dărăgie. Înseamnă că am bătut la ușa la care nu trebuia să bat. Nu vă invit la lașitate, ci vă invit la a fi realiști. Pentru că asta este postul. Dacă cineva vrea să vă învețe altceva despre post, n-are decât să știți că sunt multe definiții ale postului. Dar eu nu vreau să mănânc pâinea nutriționiștilor și doctorilor specializați în metabolism și boli de diabet. Ei vă vor spune ce înseamnă diete. Eu vă spun acum ce înseamnă postul. Nu credeți că după postul ăsta veți fi niște făt frumoși la sfârșitul lui, pe din afară, ci să fiți făt frumoși pe dinăuntru. Acesta este rostul postului și așa se ne-a făcut Dumnezeu să-l țină. Amin.